Astăzi vom face un antrenament complex. Un antrenament în care vom include exerciții funcționale, pliometrice, exerciții cardio și, evident, vom lucra și platul abdominal. Toate într-un circuit pe care îl adaptăm la sufrageria noastră, de aici, din platou. Abia aștept să văd, o saltăm și pe Bianca. Bianca se îmbracă de la www.traininguri-foarte-mici.ro sau ce-au aruncat alții și n-au purtat, am luat eu, pentru că lor li s-a întâmplat ceva cu trainingul la spălat. Bună, Bianca, vă ascult. Bun. Bianca, vreau să ne așezăm într-o poziție de flotare, da? Exact. În timp ce flexăm coatele, ridicăm un călcâi sus. Hai, flexăm coatele, ridic călcâiul și revin. La fel cu celălalt picior, da? Exercițiul devine mai greu, da? Pentru că am stabilitate doar pe un picior, da? Și flexez coatele, pieptul coboară cât mai aproape de tabure, da? Hai, sus și încă o repetare. Sus, schimbăm, mergem la canapea, hai. Un picior sus, da? Sus, săritură și revin. Hai. Mici brațul pe lângă mine, am coordonare, da? Sus, ridic genunchiul. Exact. Hai. Inspir și expir, un exercițiu de cardio, da? Sus, încă una și încă una. Hai. Sus și respir și mergem la scărițe jos. Hai. Sărim pe un picior. Hai. Sar pe un picior, revin picior alternativ. La fel cu celălalt, ambele sus, da? Hop, în semigenoflexiune, încă o dată. Hai. Sus, revin. Și sus și ambele sus. Ultima repetare, haide, și un picior, revin, celălalt, revin, semi, respir. Merg sus, vreau să lucrez pe saltea, da? Tu pe spate, picioarele spre verticală, da? Ridic trunchiul sus, coatele în interior, lucrăm abdomenul, da? Cardio sus eu și sus genunchi, hai! 1, 2, 3, 4, și tu sus acum și eu pe spate din nou. Sus, 2, ridic genunchii, inspir, expir, da? 2, și schimb, hai, și din nou, sus, 1, 2, 3, 4, și schimbă, și tu din nou, hai, și 1, 2, 3, 4, bun, mai facem încă o serie, da, hai, și din nou, hai, ridică-l câi, revin, și ridică-l câi, revin, și ridică-l câi, foarte bine, 2 și încă o repetare, bun, și schimb, hai, mergem la canapea, sus genunchi, săritură, și 1, hai, 2, hai, 3, hai, 4 și încă o repetare, excelent, din nou la scări, hai, și jos, inspir și expir, dar am reglez suflu, săritură sus, 1, revin, și 2, și ambele sus, hop, și sus, sar un picior, revin, celălalt, foarte bine, mici brațele pe lângă mine, încă o repetare, da, sus, mă ajut de brațe, da, la săritură, să am coordonare, bun, și sus, pe saltea, hai, din nou pe spate, alergare sus genunchi. 1, 2, 3, 4. Și acum tu sus și eu pe spate. Din nou. 1, 2, 3. Și din nou tu pe spate. Încă o repetare, da? Încă o serie. Sus. 1, 2, 3. Și din nou sus. Hai, Bianca. Și 1, 2, 3. Respirăm. Bravo. Oh. Bravo. Mulțumim, Bianca. Mulțumim, Florin. Vreau spre final să facem măcar un minut de stretching, pentru că îl recomandăm după fiecare antrenament. Asistat sau neasistat? Neasistat. Că eu ieri la filmare, fiind într-un grup foarte select, chiar la sală unde lucrez, ne-am numărat și când a zis Ileana, acum facem stretching asistat, m-am gândit care ar putea fi norocul, era doar ea antrenoarea, cum ar veni, instructorul, și 7 băieți instructori de fitness. Cu cine credeți că am picat eu? Cu o fată? E bine? Nu. Așa că am făcut stretching cu bicicleta. Vă rog! Bun. Vreau așa, Bianca. Hai să ne așezăm într-o fandare. Da? Genunchiul flexat în față, palma jos, ușor ne răsucim spre picior, sus, întindem brațul și revenim ușor. Și din nou, sus, întind brațul și ușor revin. Și din nou, ridic brațul. Foarte bine. Ușor revin. Pun genunchiul jos la spate, merg cu bazinul, așez pe călcâiul piciorului din spate și ne aplecăm spre piciorul din față, da? Stau acolo în aplecare, foarte bine, și sus, apropii piciorul lângă picior, țin genunchii flexați, așez palmele pe gambe, aplec trunchiul mai mult jos, da? Stau acolo, inspir și expir, îmi reglez suflu, 3, 2, 1, ușor rulez, vertebră cu vertebră, sus, ridic brațele. Ușor înclin pe lateral, stau, exact,
ușor revin, schimbă partea. Excelent. Ușor așez brațele la nivelul fesierilor, retragi umerii, cap ușor pe spate. Bun, 3, 2, 1 și noi suntem gata pe ziua de azi. Mulțumim, Florin!